Suntem exact, mai avem 4 km și intrăm pe chei. Frumos. Gata, da. Unul pe Brașov. Da. No. Când am plecat, erau 0 grade. Pe aici deja sunt minus 2? Da, Cât? Minus 2. De soare, mă, de soare. Dar oricum e foarte frumos afară. E soare, soare, soare. E brumă, adică e interesant peisajul. Da, și le-am pus. Cu toate că nu-i nevoie, dar și le-am pus. S-a dus mana. Și ai tot ce trebuie, inclusiv oferte, tot. Că te sunasem eu atunci să-ți mai spun de Alex cât e de irresponsabil. Băi. Și Ștefan l-a lăsat pe Mitar fără energia. Ce să spun? Asta i-a zis că e o mașină de epocă. Zic, băi, eu la telefon. Finalul nu. Cum a fost finalul? Doar că ai băgat-o la tine în birou și a plecat supărată la ea plângând. Dar ce-i zăpadă? Da, ce-i zăpadă. Că nu mai am semnat. Da. Da. Noi să oprim? Da. Da, dar voi vede ceva de asta? Mă mai auzi? Dar pe aici e deja zona turistică mai mare, că văd că au apărut chioșculețe. Asta spuneam, vedeți câte chioșcuri, câte deștea sunt? Da, așa. Nu mai am semnat. Vorbeam. Pierd semnalul. Că, da, că-s printre chei. Da, păi sunt printre chei. Te sun eu când ies de pe ele? Poftim? Nu mai am. Ba, era păcat să nu le vedem pe cuvânt. Ceva.
Pentru doi saci de ceapă. Mă duc eu și cumpăr de la Puchet. Nu uite. Uite, vezi, așa mergea și noi pe jos. Așa. A plecat autocarul și a parcat la terminarea cheilor și noi am venit pe jos și ne-am urcat în... Am venit cu ce spăția? Ia uite de la zi. Porcări! Toate porcărie. Când am fost eu cu mama, ne-am pus pe jos și am plecat la Pitești. A întrebat cine vrea să ne ia pe cine. S-a mers cu mașina. Și noi am venit pe jos. S-ați făcut vreo două ore. Dar asta e drum făcut? Să fie un drum, să ne uităm pe pisică, da? De care pisică? Să-i drum no, aia. Nu, no, mai știi clar. De unde? Las că oprim acolo, între Sinaia și Predeal. Păi nu, da, aici asta va fi mai ieftin. Nu, e mai rău pisică de aia, mai bagă părul în gură. N-am cum să nu, n-am pisică naturală. Nu, no, mai pisică naturală, să jurăm ăsta că nu-i mai ea. De ce? Păi dacă a murit aia. Bă, dar aici e brumă bine. Vezi pe jos să ne alunice, da? Pare, te rog. Da. Alunecă? Eu n-am fost joată pe aici. Nici eu. Nici eu. Cum am mai fost? Am mai avut cam mult. Autobuse. Cum aici ne-am fost acum în vara asta cu Costel? A, da, mă, cum autobuz, dar nu vedeai din autobuz aici. E, nu vedeai din autobuz. A sus în vara asta pe aici? Păi, sigur. Da, dar eu nu vezi așa. Mașina mică pe față. Vezi în față, mă, asta vrea să spune. Și la vedea pe... Pe laterale. Pe laterale. Mamă, ce curbe a vrut asta. Cred că cele mai abrupte. Ai mai văzut vreunele abrupte așa? Uite, sus. Până acolo, ajungem acolo. Cum să ajungem acolo? Lungim 155 de metri. Bagă faza lungă acolo. Aia e scurt. Și e frumos că e un pic de alb de la Chiciură. Da. Îți dau cum e iarna pe aici? Vis. Dar dau ăștia drumul pe aici? Aici nu e ca pe, pe Transfăgrășan să nu prea azi. Azi că vine o mașină. Minus 2 aici. Se dă de Ungaria. Asta a fost tot? Da. E mai 2,9 km și nu mai e, nu mai sunt serpentin. Dar pe aici trec două mașini, nu trec. Nu trec. Pe aici trec, dar nu între cheile. Păi am sunat mama, dar n-am semnat. Da,
A, deci Nea Costelino v-a plimbat pe toată țara, a? A fost frumos circuitul ăla. Și a fost ei de gașcă și de petrecere și... A, fost cu toți, mă? Cu Costel, da. Și au fost și mănăstiri băgate, nu? Păi da, dar nu am stat la slujbe. Doar ne-am uitat, am dat la gata, lasă, lasă, lasă. Nu te enerva, că nu știu. Să te mă și de astea. Asta e mașina în spate. A, o să dăm mult. Asta s-a șocănit? Nu mai merge pe Moldova. Și de la vechi. Cum are Vasile C69. E vechi. Da. Înghițiți. Merge, merge în spatele meu. Că vrea să depășească. Păi, vă duceți la Răducu? A, la Rău. Nu înțeleg. Nu fă nimic deocamdată. Hai, vedem. Hai că am semnat la Cumazul. Nu e frumos pe aici cum arată așa. E frumos, frumos, nu așa? Da? E frumos, frumos. Unde? Porc. Vila Tușna. Nu știu pe unde am stat. Când am fost joată pe aici? Eu am mai fost pe aici, dar am venit cu tren. Nu e zăpadă aici. Nu e zăpadă. Da, nu cred că e zăpadă totuși, e ghiciul. Ghiciul, ghiciul. Aici deja încep să scrie în două limbi. Da, 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 e tradiția. Aici e nemtul domnul. Uite compresul sus. Asta e compresul. E tabără de copii. Gata, am trecut de cheie, am ajuns la lacul roșu, deci nu mai pierd semnal. Aici
e jos, uite la aici, să-l vedeți. La colegi. Trage și tu, dar tu vrei cum? Păi și cum faci? Nu, pune tot, dacă... Nu, da, trebuie de merge. La unde să faci? Nu mai departe. Dacă să vedeți la, uite la acolo. Între, uite, vedeți în față. Da. Unde? Uite la. Da, eu te aud, te aud. Coboară pe jos și vezi. Deschide, mă, treci mai în față un pic. Trage mașina. Hai, să duce jos, hai, du-te. Stai că vine unul, un motociclist. Gata. Lacul roșu. Vreți să mâncăm aici? Mâncăm acasă, la fiecare zi seara. Vrei să mergem pe jucatele? Păi n-avem când? Doamne, ferește, bine.